Unul din oamenii pe care, la care eu mă închin și de la care am învățat foarte multe, îl recunoașteți? Cine? Tony Robbins, exact. Spune așa, calitatea vieții tale depinde de calitatea întrebărilor pe care ți le pui. Drept pentru care vreau să vă arăt câteva, mă rog, să vă expun câteva întrebări pe care eu mi le-am pus de-a lungul timpului și care mi-am dat seama că sunt destul de greșite, ca să nu zic total greșite, și care de fapt nu țineau un loc. Și anume, una din întrebări era cum pot să fac să am mai multe meeting-uri? Pentru că eu îmi imaginam că din meeting-uri produc clienți, produc contracte, produc vânzări la firma de consultanță. Doar că mi-am dat seama că, de fapt, o întrebare mult mai bună este cum fac să am mai puține meeting-uri, dar doar cele care contează. Adică decât să am 10 meeting-uri în care să nu se întâmple nimic, doar să consum bani la cafea și la restaurante pe nu știu ce, și prefera să am unul, dar să știu că e cu cine trebuie și care se transformă în vânzare. Și tocmai de asta acum am schimbat complet modul de abordare și pe toată lumea o invit la evenimente. Pentru că dacă oamenii nu rezonează cu principiile pe care, în care eu cred, de a face business nou în economia de astăzi, evident că nu are sens să lucrăm împreună. Și de asta nici nu are sens să ne întâlnim. O altă întrebare pe care mi-am pus-o și care și asta m-a ținut din loc, este cum să fac să am mai mulți clienți? Cine își pune întrebările astea? Toată lumea, nu? Ei bine, o întrebare mai bună ar fi cum să fac să am clienți mai buni? Și mai mult decât atât, cum să fac să cresc valoarea per client? Și o să vă arăt un exemplu foarte simplu, dar care sper să aibă un impact foarte mare asupra voastră. Deci, dacă ne gândim că avem un număr de lead-uri, știți de ce înseamnă lead-urile, da? Datele de contact ale unui potențial client. Un procent de conversie, adică numărul de oameni care cumpără din totalul celor care ne-au dat adresa de mail. O valoare a vânzării pe client și un număr de tranzacții ale clientului respectiv pe an. Sau în total viață client către cu mine. Mai avem până la poză. Îți omor mâinile așa. Să presupunem că avem 100 de lead-uri cu o conversie de 10%. Asta înseamnă, sunt date total ipotetice. Înseamnă cu vânzări de cu valoarea tranzacției de 500 de dolari, adică omul plătește 500 de dolari ca să cumpere ceva de la mine, și cu o tranzacție pe an. Deci, cu o simplă matematică, putem să generăm 5.000 de dolari. Puneți lei dacă vreți în loc de dolari, nu contează. Acum, ce-ar fi să dublăm toate aceste elemente de aici? Și anume, în loc de 100 de lead-uri, să avem 200 de lead-uri. Cu aceleași eforturi, evident. În loc de 10% conversie, să avem 20%. În loc de vânzare de 500, să avem o vânzare de 1000. Și în loc de o tranzacție pe an, să avem două tranzacții pe an. Cine poate să facă socoteala? Deja te-ai apucat să calculezi. Sunt curioasă dacă am calculat bine. Mie mi-a dat 80. Am greșit să-i... Ai pus tu mai mult. Whatever, cât o fi numărul ăla, este imens față de ce aveam inițial. Iar această creștere, aici ori doi, o să fiți surprinși cât de ușor se poate realiza. Doar să vreți. Cine vrea? Toată lumea. Când vă întrebați, când vă schimbați aceste întrebări de care am discutat mai devreme în întrebările corecte, deja o să începeți să generați soluții mai pertinente și mai bune, care să vă ajute cu adevărat.
câteva întrebări. Iarăși mă întrebam, ok, cum să-mi cresc veniturile? O întrebare mai bună este cum să creezi valoare? Pentru că în momentul în care creezi valoare în piață, automat veniturile cresc. Doar că nu există o pilulă magică, dar există un sistem. Și exact despre lucrul ăsta am vorbit. Despre un sistem care poate să vă crească toate acele rate, să vă dubleze, chiar să vă tripleze acele rate, în momentul în care vă gândiți corect la abordarea business-ului vostru. Și sistemul deja știți, este Smart Business System.